Bună seara și la mulți ani noul an 2020 sau 2020, cum spun unii politicieni, un an simetric, un an care ne va aduce lucruri bune cu siguranță. 2019 nu a fost atât de bun pentru că n-a fost un an rotund și în 2019 s-a întâmplat să avem și un premier de tristă amintire și un lider de partid de asemenea de tristă amintire, cum spune cineva, politicienii sunt cascute, cele trebuie schimbați extrem de des, să vedem ce se va întâmpla în acest an 2020, scutecele conțin și ele ceva, ca să fie clară treaba. Anul 2020 va aduce cu siguranță schimbări în anumite sectoare de activitate, în administrația publică locală și în Parlament, desigur, încă două rânduri de alegeri, an electoral. Mai sunt 4 luni și până la campania electorală pentru alegerile din consiliile locale, județene și pentru voturile de primar. În această seară, așa cum ați aflat și de la emisiunea A Patra Putere, invitatul meu și în fața dumneavoastră este primarul municipiului Târgu Jiu, domnul Marcel Romanescu, președintele PNL Târgu Jiu. Bună seara, primar! Bună seara, la mulți ani și dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră și să dea Dumnezeu să fie un an mai bun decât cel trecut anterior. Începem anul cu noi discuții la nivelul șefilor primăriei Târgu Jiu, o decizie pe care o pregătiți dumneavoastră din 10 ianuarie. I-ați dat noi atribuții domnului viceprimar Adrian Tudor într-un domeniu de care nu s-a ocupat până acum, ecarisajul. Cum să vedem această decizie acum pe final de mandat? Dacă în 2019, cel puțin în ceea ce îl privește pe domnul Tudor, lucrurile au stat într-un anumit fel și chiar și astăzi, în prima zi de activitate, l-am văzut ajungând la ora 10 în primăria municipiului Târgu Jiu, m-am gândit că i-aș face, la urmă, o favoare, oferindu-i atribuțiile prin dispoziție. Și de aceea, astăzi, după ce l-am văzut că ajunge așa târziu în primăria municipiului Târgu Jiu, v-am spus, la ora 10, ne participând la operativa normală care o realizăm la ora 8 dimineața, am considerat că prin dispoziție pot să-i deleg, pentru că asta este. În lege se spune foarte clar că viceprimarul este subordonat primarului. Și prin dispoziție i-am delegat două dintre problemele extrem de importante din municipiul Târgu Jiu, coordonarea activității acestui serviciu care se ocupă de câinii fără stăpân și problema ciorilor din Parcul Central. Pentru că în intervențiile dânsului din 2019 am văzut că a atacat acest subiect. E adevărat, poate nu l-am gestionat așa cum trebuia, iar pentru un viitor candidat, așa cum se prezintă dânsul pentru alegerile din 2020, cred că aceste două probleme merită atenția cuvenită din partea domnului viceprimar. Și de aceea, de pe data de 13 ianuarie, adevărat, dispoziția o să emit pe data de 10 ianuarie, dar de pe data de 13 ianuarie, domnul viceprimar se va ocupa de aceste probleme, de problema câinilor fără stăpân din municipiul Târgu Jiu și de problema ciorilor din Parcul Central. Deci sunt două probleme care le-am identificat în perioada anterioară. Fiind extrem de ocupat de dezvoltarea proiectelor de investiții din primăria municipiului Târgu Jiu, am considerat că urmează 6 luni de zile în care domnul viceprimar poate să demonstreze că măcar încearcă să rezolve aceste două probleme reale de la nivelul municipiului nostru. L-am ascultat astăzi, probabil că l-ați auzit dumneavoastră, domnul viceprimar. Nu l-ascult în general pe domnul viceprimar, pentru că nu sunt interesat de ceea ce spune dânsul. E adevărat. Ar trebui să colaborați la primărie? Măcar acum am încercat să colaborez. Din fericire pentru mine, am, și eu așa cred, o colaborare destul de bună cu marea majoritate a angajaților din primăria municipiului Târgu Jiu și parțial cu viceprimarul Aurel Popescu. N-am avut o colaborare
în perioada ultimilor 2 ani și jumătate cu domnul Adrian Tudor, pentru că nu l-am prea văzut pe la birou și de aceea n-aveam cum să colaborăm atâta timp cât dânsul nu participă la ședințele operative de dimineață, nu vine în fața directorilor din cadrul primăriei municipiului Târgu Jiu să sesizeze anumite probleme pe care le ridică cetățenii sau pe care le constată în deplasările dumnealui în teren și de aceea nu s-a simțit lipsa dânsului în această perioadă. Spunea că e o, mă rog, o promisiune de campanie rezolvarea problemei câinilor comunitari și în acest fel cumva voalat încercați să scăpați de problema asta. Nu, eu nu încerc să scap de probleme, ba dimpotrivă, am venit și cu soluție. Sper ca într-o zi și autoritățile abilitate să poată să-și facă datoria. Pe de o parte, instituțiile statului din județul Gorj, și aici mă refer la Direcția Sanitar-Veterinară și la alte instituții care ar trebui să se ocupe de această problemă. Pe de altă parte, sper să găsim o modalitate de gestionare a câinilor fără stăpân în comun cu autoritatea județeană. Este clar și o spun răspicat de 2 ani și jumătate după problemele care le-am avut în Târgu Jiu, că problema aceasta a câinilor fără stăpân nu se poate rezolva doar de către o anumită primărie din județul Gorj. Eu cred că se poate rezolva în condițiile în care toate primăriile, cel puțin de la nivelul județului Gorj, vor gestiona în mod comun această situație. Am prezentat-o și public, am avut o discuție și cu președintele Consiliului Județean și cu cei care se ocupă de această problemă în cadrul autorității județene, chiar și cu instituția prefectului la vremea respectivă, și am spus că trebuie create la nivel județean, nu știu, 5-6 padocuri, unde toate autoritățile publice locale, pe de o parte, să vină cu o anumită contribuție. Putem lua ca indicator populația de la nivelul județului Gorj. Eu sunt deschis la o astfel de colaborare și să putem să gestionăm în mod comun. Gândiți-vă că, și lucrul acesta îl constat de 2 ani și jumătate, marea majoritate a animalelor care ajung în municipiul Târgu Jiu nu sunt animalele cetățenilor din municipiu. Sunt câini sau alte tipuri de animale care sunt aduse în mare parte din localitățile din județul Gorj. Poate sunt și din alte localități din afara județului. Am văzut o astfel de situație la Hunedoara. Am și dat un exemplu, pentru că nu vreau să discut doar teoretic această problemă. La Hunedoara, într-o vizită pe care am avut-o la primăria municipiului Petroșani, într-o discuție avută cu domnul primar Iții, îmi spunea că la Petroșani s-a putut rezolva această problemă sub tutela Consiliului Județean. Adică Consiliul Județean a antrenat și a angrenat în rezolvarea acestei probleme toate localitățile din județul Hunedoara. Au creat centre județene, câteva centre județene, unde fiecare autoritate publică locală duce animalele pe care le poate prinde pe raza unei, pe raza unei, un, acestei localități. Dacă a rămas în sfera preocupărilor noastre problema câinilor comunitari, chiar și a păsărilor din Parcul Central, cât de serioasă e atunci delegarea de atribuții către... Păi nu, Doriți să-l vă amuzați pe seama lui Tudor sau mă vedeți pe să-l mine, chinuiți așa cu pe final de mandat, mă că vedeți pe n-a avut mine. nicio legătură cu câinii comunitari, domnul Tudor, până Poate acum. să aibă. Și mai ales v-am spus, mai ales S-a că ocupat de își dorește. De ce s-a cultură sau ocupat? ce, nu știu ce De ce avea. nu s-a ocupat, putem să spunem, de cultură, nu știu dacă s-a Păi am ocupat. înțeles că e în atribuții, domeniul culturii. Păi și vi se și pare acum că și vi se pare că s-a să-l schimbat trimiteți ceva? la câini, mi se Păi și pare vi s-a ceva schimbat, de vi se pare că s-a Benihil schimbat așa un ceva, pic. s-a schimbat ceva în domeniul culturii de când este domnul viceprimar coordonator al acestei activități? Vă spun eu că nu. Poate, dacă n-a făcut nimic pe zona aceasta de cultură, poate în următoarele 6 luni de O să zile facă în găsește domeniul soluții ecarisajului. în domeniul ecarisajului sau în domeniul găsirii unei soluții pentru ciorile din Parcul Central. Și nu numai din Dar Parcul mai sunt Central. 4 luni. Ce Mai sunt să 6 luni. mai... Poate Și la demonstra. 6 deja avem nou primar. Domnul Măruță, Sau primarul reales, sau poate care va fi. demonstra, poate demonstra că este eficient într-un anumit domeniu. Gândiți-vă că totuși câștigă 10.000 de lei pe lună. Pentru 10.000 de lei pe lună, eu sunt convins că poate măcar atâta să facă. Eu astăzi spuneam și în conferința de presă că domnul viceprimar este printre puținii angajați din primăria municipiului Târgu Jiu care
părăsește instituția atunci când vrea, vine atunci când vrea, folosește mașina de serviciu ca și cum ar fi mașina dânsului de acasă și nu mi se pare normal, măcar dacă părăsește instituția când dorește dânsul, pentru că, din păcate pentru noi, legea nu a prevăzut și sancțiuni pentru viceprimar. Dacă pentru angajații din cadrul primăriei există sancțiuni prin evaluările care se fac anual și prin comisia de disciplină, la viceprimar nu s-a prevăzut o astfel de sancțiune. Și atâta timp cât nu pot să-l sancționez pe domnul viceprimar, am considerat că este bine pe două dintre problemele municipiului Târgu Jiu, nu pot să-i dau dânsului partea de fonduri europene sau partea de investiții sau ce avem noi de realizat în municipiul Târgu Jiu, dar cred că aceste probleme, pentru aceste probleme poate să vină cu soluțiile și să demonstreze că este un viceprimar eficient în perioada următoare. Eu tot cred că este fără rezultat această delegare de atribuții și are legătură cu În viitoarea campanie dispoziția, în electorală. dispoziția, în dispoziția emisă sau în dispoziția pe care voi o emite, există și un anumit termen. Va fi obligat săptămânal Să să-l vă... informeze pe primar Da. cu toate măsurile pe care le-a luat în privința acestor probleme și va fi obligat lunar să informeze Consiliul Local cu măsurile care le-a luat în privința acestor aspecte. Deci, dispoziția este făcută în mod serios, semnată de oameni de specialitate din cadrul primăriei municipiului Târgu Jiu și sunt sigur că dânsul va încerca să facă toate eforturile necesare să rezolve aceste probleme delegate de către primarul municipiului Târgu Jiu. Inclusiv legate de construirea, finalizarea padocului sau construirea padocului. Este un proiect propus de Partidul Social Democrat. Cred că și dânsul este semnatar pentru acel Va padoc din raporta zona și legat de acest lucru? tot ceea ce este legat de câinii fără stăpân. Deci dânsul trebuie să se deplaseze în zona Bârsești, să se întâlnească cu cetățenii de acolo, să le explice cum a fost inițiat acest proiect de hotărâre și câinii trebuie, cel puțin așa se specifică în acel proiect, mutați din zona Cetului în zona Bârsești. Deci e foarte bine să intre în contact permanent. Eu îi fac un bine, domnul Măruță. Cine avea avut ideea să-l trimiteți la câini pe domnul? Nu, îl pun pe dânsul în contact cu cetățenii să le poată explica. Eu, de exemplu, în zona Bârsești-Slobozia, numai în luna decembrie, am fost de două ori la întâlnire cu cetățenii de acolo și am încercat să găsim soluții și pentru groapa de gunoi, și pentru această problemă a padocului care se dorește construit Nu în vor zona padocul acolo sau respectivă. ce se întâmplă? Ce spuneți? Nu vor acolo padoc sau? Oamenii de acolo nu-și doresc padocul în zona Slobozia-Bârsești, pentru că și așa sunt afectați de ceea ce s-a întâmplat anterior, de construirea unui depozit pentru gunoaie și vă dați seama că nu sunt foarte încântați de ideea transferării unui număr a câtorva sute de câini în zona dânșilor. Avem și un telefon. Bună seara, sunteți în direct. Bună seara dumneavoastră și invitatului dumneavoastră. Bună seara. Domnul primar, aș vrea să vă întreb și eu în legătură cu 14 octombrie. Vara a trecut, a venit toamna, acum vine iarna, vine iar primăvara, vin ploile. Am și o problemă cu 14 octombrie, cu intrarea de pe 14 octombrie până colțul Gheorghe Doja. Am primit răspuns de la dumneavoastră, într-adevăr, de la primărie, într-adevăr. Apareciu este stăpâna rețelor de canalizare în orașul Târgu Jiu. Mie mi s-a pus de către primărie, de către firma primăriei din Itala, mi s-a pus un Geiger la poartă, pentru care îi mulțumesc lui domnul Zaharia. Așa, și preia o parte din apă. Dacă îmi vine apa aia să înfundă pur și simplu această bucată de stradă, apa, am nenorocul ca să am rampa asta de la garaj și să umple 150 de metri pătrați, mi se umple cu apă și mi s-a dus centrală termică, mi s-a dus o grămadă de lucruri că le-am și eu în demisol. Nu pot să împing mașina în demisol. Consum și curent, că am o pompă care preia apa care vine din stradă, o preia ca să o arunce iar în stradă și așa mai departe. În rest, eu ca cetățean vă spun ce sunt mulțumit de activitatea dumneavoastră ca primar. Curățenie în oraș este. Cât despre câini, eu nu știu ce e atâta scandal cu câinii ăștia. Într-adevăr, îi dă cam urât chestia aia cu câinii lângă rat sau ce este acolo. Dar
Nu știu, poate pe la, pe la cea, pe la stadul, pe undeva să fie duși, pe un teren piran. Un paddock în afara orașului. Au dreptate și cei de la Bâlfești. Cred că nici mie nu mi-ar conveni să vină cineva să mă aducă câini în curte. Eu vă mulțumesc frumos. Bună seara. O seară bună să aveți. Da, cetățeanul a ridicat o problemă extrem de gravă, gestionată foarte prost de către societatea Apa-Regio. La momentul acesta, inclusiv strada 14 octombrie este prinsă în acel prim proiect cu finanțare europeană început în 2007, nefinalizat nici în acest moment. S-au cheltuit zeci de milioane de euro, le-am dat tot ajutorul, inclusiv ceea ce spunea telespectatorul dumneavoastră, inclusiv intervențiile ușoare făcute de către edilitara, au fost realizate după sesizările venite din partea cetățenilor din municipiul Târgu Jiu. Însă, atât timp cât acest proiect nu este finalizat, banii, după părerea mea, au fost aruncați pe Apa Sâmbetei și Apa-Regio trebuie neapărat să intervină. Și nu numai pe 14 octombrie. Din tot ceea ce vedeți, mai ales în perioadele ploioase, toate bulevardele, și aici însemnând din zona Bicaz, vorbim de Constantin, de bulevardul Brâncuș, vorbim de 14 octombrie, inclusiv zona de la Piața Centrală, se inundă. Părerea mea este că este o greșeală de construcție și poate o greșeală de proiectare a societății care a realizat această lucrare. Am avut N discuții cu reprezentanții societății Apa-Regio, dându-le posibilitatea și nu odată, mai ales dacă cetățeanul locuiește pe 14 octombrie și locuiește pe 14 octombrie, știe de câte ori s-a intervenit pe această stradă, pe urmă cu acordul primăriei municipiului Târgu Jiu. Trebuie făcut ceva. Pe de altă parte, părerea mea că organele competente trebuie să-și facă datoria. Spun acest lucru de 2 ani și jumătate. Știu foarte bine că există mai multe sau cel puțin un dosar care se află la instituțiile statului, care cercetează toate aceste aspecte prezentate de către cetățenii municipiului Târgu Jiu și cineva ar trebui să facă curățenie în privința modului în care au fost consumați banii de pe fonduri europene. Cel mai mare risc în acest moment este acela ca într-o zi Apa-Regio, care este o societate pe acțiuni, să suporte toată acea contribuție venită pe fonduri europene ca pe o sumă extrem de însemnată. Aici vorbim de 80 de milioane de euro. În condițiile în care vom ajunge ca societate sau societatea Apa-Regio va ajunge să returneze aceste fonduri, pentru că lăsând la o parte instituțiile statului din județul Gorj, la un moment dat s-ar putea să se intereseze și instituțiile care verifică modul în care au fost implementate proiectele pe finanțare europeană. O să verifice când nu mai trăim noi. Nu știu, eu cred că vor eu verifica. Cred că nu vor verifica. Eu cred că vor verifica, domnul Măruță. Aveau timp până acum. Eu cred că vor verifica. Eu nu mai cred. E adevărat, lucrarea, domnul Măruță, lucrarea trebuia finalizată în 2013. În 2013. De asta nu mai cred nici eu. Sunt 6 ani de la momentul în care lucrarea aceasta trebuia finalizată și problemele nu trebuiau să mai apară, pentru că în condițiile în care ai introdus 80 de milioane într-o lucrare de investiții, de modificare a canalizării, alimentării cu apă, condițiile ar trebui să fie mai bune, nu mai proaste decât au fost înainte. Gândiți-vă, și v-am mai spus și în alte emisiuni, că din 2007 până în 2013, prețul la apă legat de acest proiect cu finanțare europeană, prețul pe metru cub de apă a crescut de 6 ori, iar costul cu canalizare a crescut de 10 ori. Deci cetățenii plătesc astăzi un proiect care ar trebui să fie finalizat din 2013 și pe care cetățenii, v-am spus, îl plătesc integral ca și cum acest proiect ar fi finalizat. Sunt probleme care au apărut și eu sunt sigur că, sau vreau să cred că instituțiile statului cel puțin în această perioadă, pentru că e o nouă guvernare, se vor uita mult mai atent pe toate documentele de la societatea Apa-Regio în privința accesării acestor fonduri europene și ale implementărilor în municipiul Târgu Jiu. Eu aș îndrăzni să fac și un pariu dumneavoastră că dacă nu se plouă în următoarea lună, orașul va avea din nou probleme cu apă. Acum, în iarna asta.
Și vi se pare normal? În iarna asta, nu în primă, bine, primăvară se o să mai topească pe la Domnul munte. Dar în iarna asta vor fi probleme cu apa la Târgu Jiu. Măruță, când s-au Pe alocat cum să cele mi se pare normal? când, cele, când s-au alocat cele 80 de milioane de euro. Cum să mi se pare, domnul Păi Romanescu, nu, normal când păi București are 2-3 milioane de locuitori sau cât are și nu are probleme cu apa, bun. indiferent de seceta care e în România, Craiova la fel? Cer Consiliul Județean și am cerut public. Consiliul Județean să Nu ia știu acum, măsuri în eu la privința cine să acestui vin, aspect. la La primărie sau la Apareggio. Pareggio? La Să mă Pareggio. plâng de... Eu un serviciu delegat. În momentul în care dumneavoastră nu vi se ridică gunoiul din Adică nu eu, fața cetățeanul, cetățeanului, urmează. dacă nu vi se ridică gunoiul sau dacă nu aveți, nu vă funcționează iluminatul în casă sau dacă nu vă funcționează telefonul, veniți la primărie. Este un serviciu delegat. Banii pe care cetățenii municipiului Târgu Jiu în momentul de față îi plătesc pentru apă și canal, îi plătesc la societatea Apareggio, nu-i plătesc la primăria municipiului Târgu Jiu. Din păcate pentru noi, în acest moment, și nu știu ce s-a întâmplat în trecut, primăria municipiului Târgu Jiu, de fapt UAT Târgu Jiu, mai deține 20% din acțiunile de la societatea Apareggio, deși sunt 70% dintre contribuabili. Și mai avem 20% din acțiuni. De aceea Consiliul de Administrație, în momentul de față, este politizat în totalitate, de aceea funcția de director este ocupată, sau funcțiile de directori sunt ocupate de reprezentanți ai Partidului Social Democrat. Eu nu înțeleg pe cei care gestionează și care stabilesc la un moment dat aceste lucruri. De ce nu iau decizii? Domnul Pătrășcoiu de 5 ani de zile este la pensie. Poate să stea liniștit la pensie. Poate să vină cineva care să încerce să rezolve această problemă. Această problemă prezentată și de telespectatorul dumneavoastră și nu numai de telespectatorul dumneavoastră. Au fost luni de zile în această vară în care cetățenii municipiului Târgu Jiu nu s-au plâns de prețul pe care îl plătesc pentru apă și canal. S-au plâns de un singur lucru, de faptul că nu au apă atunci când au nevoie. Și asta trebuie făcut. Domnul Roman, eu am vorbit cu domnul, nu știu dacă dumneavoastră vorbiți cu domnul Pătrășcoiu, Nu am. și l-am întrebat când se rezolvă problema asta. Nici nu mai știu dacă era on the record, off the record declarația, nici nu mai contează, că eu sunt unul dintre cei care atunci când iese nu am apă. Zicea, domnule, se aprobă programul ăsta de cât este, 180 de milioane de euro, așa cu fonduri europene, și în 3 ani se rezolvă problema cu sursele de apă și vom avea în plus apă la Târgu Jiu să nu mai fie Domnul Măruță, problemă. proiectul de care discutăm Asta inițial, vrea, proiectul încă nu s-a... proiectul inițial nu este finalizat. Niciodată, din punctul meu de vedere, Uniunea Europeană, prin direcțiile de specialitate și prin finanțarea Da, care o domnul Romanescu, asigură. dar eu nu pot să aștept să încheie primul proiect, să înceapă al doilea. Eu vreau acum o soluție. Păi nu, În vara asta, domnul în Măruță, primăvara pe asta, pardon. 14 octombrie este introdusă canalizare nouă. Ce așteptăm? Deci eu vreau o soluție Păi, acum. dar eu asta vă spun. Este la Iezureni, nu știu dacă ați urmărit, curge Da, apa pe câmp sau da. în, Și știți că este când apă e prea potabilă. plin. Este o apă potabilă. Eu mă ofer voluntar și cu alți cetățeni să contribuim cu Haideți să lucrări mergem acolo, împreună. să facem o lucrare, un bazin cu un bazin de 1000 de metri cubi Mergem sau cât trebuie. împreună acolo să vedeți exact cum curge în continuare apa de pe conducta care Că e adusă de nu putem la. aștepta după proiectul ăsta încă 4-5 ani până se va. Dar putem aștepta după o Nu decizie care ar se. fi trebuit Nu, dar luată asta e acum o câțiva treabă ani? de Păi nu. Comitetul pentru Situații de Urgență. Nu mai e. Județean! Deci nu mai este. De ce nu Județean! interveniți? Pentru că este o Ce? entitate. Duceți, vorbiți cu domnul Pătră sau cu cine e acolo, Popescu, Ionescu, după aia vă certați, faceți ce vreți, vă Păi dar eu dați nu în vreau să cap. mă cert, eu vreau să rezolv problema. Sau trimiteți pe cineva, Păi pe pe cine domnul să Ionescu, trimiți? nu știu, pe Păi pe cine să altcineva. trimiți? Domnul Ionescu a fost în Consiliul de Administrație și a fost dat afară din acel Consiliu de Pe, Administrație. nu știu, pe un Păi consilier nu, de-al dumneavoastră. dar nu înțelegeți că în Domne, momentul de hai să față rezolvăm. Uite, nu, domnul primar nu poate sau nu vrea să vorbească cu dumneavoastră sau cu alții. autoritatea publică locală. Delegați o persoană, eu deleg o altă persoană să găsim o soluție Păi comună. nu, Nu vorbim, noi nu vorbim. soluția trebuie să o găsească specialiștii, domnul Măruță. Nu poate Păi nu, veni dar nimeni. ei zic că nu pot să cuprindă anumite lucrări pentru că sunt prinse, nu știu ce, master plan cu Domnul a Măruță, doua finanțare, domnul Măruță, bla bla bla, chestiile haideți să astea. discutăm de o altă. În 3 ani orașul tot fără apă va Domnul rămâne. Măruță, hai să Deci discutăm de mie un lucru. trebuie urgent un bazin sau ceva făcut undeva urgent Domnul Măruță, pentru vara asta. este o păcăleală, pentru că la momentul în care a fost finanțat Să primul. luăm bani de undeva, nu știu, de la Păi de unde primărie, de să la luăm bani? Consiliul Păi ce, Județean, de la nu știu de unde, de la nu se poate guvern. face niciodată treaba asta. Pe atâta timp cât tu ai avut 80 de milioane de euro
Pentru alimentarea municipiului Târgu Jiu. Acolo, păi nu pot. Să-l facă Artego cineva, dar nu să-l doneze primăria. Dar nu pot. Să-l facă primăria să-l cedeze niciodată, aparele. Niciodată pe un proiect în care ai finanțare europeană, nu poți să vii nu știu și să faci reparațiile. Nu știu dacă au prins un bazin în plus acolo. Cine? Poate nu e prins. Păi nu, dar să pot să facă la Iezori în un bazin. Domnul Măruță, poate n-au prins investiția. 30%, 30% din prețul pe care îl plătiți dumneavoastră și cetățenii care ne urmăresc și toți cetățenii municipiului Târgu Jiu, 30% din fiecare factură se duce pe un fond de dezvoltare la Paregio. 30%. Știi ce înseamnă? Haideți, valori de zeci și sute de miliarde. Asta. Păi nu putem să o rezolvăm noi. Deci eu nu iau salariul de la primărie, dar am promis să mă implic. Dar nu putem să o rezolvăm noi. Domnule, înțelegeți că bazinele... Să mobilizăm pe ce să putem pot? Mobiliza? Să mobilizăm instituțiile statului să-și facă datoria, domnul Măruță. Asta putem să facem. Instituțiile statului să-și facă datoria, să meargă la Aparegio și să ia fiecare factură, fiecare document. Pentru că corect, acel proiect... Dar nu se poate aștepta fără să se... Găsească o soluție cu aceeași rapid, conducere, cu aceeași conducere la Aparegio nu se va rezolva niciodată. Domnule, nu știu acei ce trei ani, anchetă, să acei trei ani de care vorbiți dumneavoastră sunt povești. Nu, dar eu nu pot să aștept încă 4-5 ani. Păi nici eu nu pot să aștept. Problema este că în momentul dacă rămânem fără, ce facem? În momentul de față, primăria municipiului Târgu Jiu nu poate interveni pe un proiect care a fost accesat repet, de către societatea Aparegio. Nu știu dacă este prevăzut o investiție acolo unde curge apa pe câmp. Nu unde? Știu. În Iezureni. Poate n-au prevăzut nimic pentru ăla păi prea plin care se duce pe spre Jiu. Domnul Măruță, noi nu aveam nevoie de acel supraplin. Poate pun un trebuie poate construi un dar bazin. Dar noi nu aveam nevoie de acel supraplin în condițiile în care bazinele de captare din dealul Târgului erau funcționale și funcționau la capacitate maximă. Astăzi Târgu Jiu nu trebuia să sufere nici măcar o secundă fără apă. Da, domnul primar, dar dacă și despre ce discutăm? Ce e în pământ. Poate apa care i-a dus în bazine jumate se pierde. Sau 80%, mai rău. Au fost conducte prevăzute în acest proiect. Domnul Măruță, bazinele nu trebuiau să iau apă de ploaie. Bazinele erau în momentul de față aprovizionate cu apă de pe conductele. Dacă orașul de alimentare. Rămâne fără apă peste câteva luni, este mânevul mediu, domnul primar. Și dumneavoastră este primarul orașului. Întrebați pe cei care gestionează. Primar, domne, bă, ce-i la voi acolo? Dar întrebați pe cei care gestionează această situație. Păi și ce pot să fac eu? Când eu știu că în fiecare zi lucrurile astea le spun și nu la dumneavoastră în emisiune, în toate emisiunile în care am fost, am cerut un de lucru. Acord, domnul, rezolvați primar. Problema. Dar trebuie rezolvată până la urmă. Păi trebuie rezolvată de către cine trebuie rezolvată. Ori de către societatea Aparegio, ori de către instituțiile abilitate care trebuie într-o zi să intervină. Și să vadă exact unde s-au dus aceste 80 de milioane de euro, domnul Măruță. Da, în paralel. Păi... Dar noi trebuie să vedem repede soluția. Pe fonduri europene. Mergeți cu o idee la CSAT, la Comitetul pentru Situații de Urgență. Trebuie făcut ceva. Veți avea prefect acum. Înțelegeți. Domnul, comunicați cu prefectul care va fi. Voi comunica cu domnule, viitorul prefect. Domnule, o situație de urgență. Așa municipiul este. Va rămâne fără apă. Așa asta este. Nu e o glumă, nu e un bambilici. Așa este. Deci însă... rămân sute de familii fără domnul apă. Domnul Măruță, eu nu pot să finanțez din banul, din bugetul local. Corect. Păi nu pot finanța. Dar să găsim o soluție. Pentru că nu permite legea. Corect, dar găsim o soluție. Pe care e soluția? Să găsim, nu știu, din fondul de rezervă, de la Consiliul Județean, domnul, de la acționari, de la asociați, domnul Măruță, de la, ascultați-mă de puțin, la Aparegio. Ascultați-mă, sunt economist și vă spun economic treaba asta, legal acum. Atâta timp cât au fost alocate 80 de milioane de euro din fonduri europene, niciodată, nicio autoritate, indiferent că vorbim de autoritate locală sau națională, nu poate veni cu suplimentări de fonduri pe un proiect care a fost finanțat și prevăzut într-un anumit fel. Eu vorbesc concret pe sursa asta de la Iezureni, unde curge apa pe câmp. Poate acolo nu a fost niciodată prevăzută vreo investiție. Păi și ce, în cazul proiect. Și ce oprește să nu facă investiții, domnul Măruță? Poate că ei spun că acum au prins-o, dar nu știm. Dar puteți să-i întrebați, domnule, ați prins vreo investiție la sursa asta care se duce pe câmp? Nu. Haideți să găsim niște bani. Puneți voi niște bani, mai faceți un bazin de 1000 de metri cubi. Sau două bazine. Au 30% fond de dezvoltare. Când, cum se cheamă? Când e apă, dați-i drumul pe câmp. Asta e, deși puteau să facă o irigație, o ceva acolo. Un lac de pescuit sau alt de agrement. 30% din factura cetățenilor se duce în acest fond de dezvoltare. Vreți să vă spun un lucru? Când nu e apă, astăzi fondul, pune apa în bazinele alea două. Fondul acesta de dezvoltare, IDEU și IDEU, din ce informațiile pe care le am, aceste fonduri, pentru că noi nu mai avem reprezentant în Consiliul de Administrație, Consiliul Local nu mai are reprezentant în Consiliul de Administrație. Aceste fonduri, în momentul de față, nu au fost folosite cu destinația pentru care au fost create. Din aceste fonduri de dezvoltare, astăzi Aparegio trebuia să facă investiții în Târgu Jiu.
Dați-mi o singură investiție sau oricine din municipiul ăsta să dea măcar un leu pe care Aparegiu l-a investit în Târgu Jiu. Un leu în 2 ani și jumătate. Adică au încasat 30% din banii târgujienilor, trebuiau să-i constituie într-un fond de dezvoltare care trebuia să se regăsească în lucrările făcute în Târgu Jiu. Vreau să vă spun că toate lucrările de canalizare și amenajare în municipiul Târgu Jiu sunt făcute din bugetul local, nu din fondul Aparegio. Ajungem doar să le predăm ulterior ca să poată să le folosească la potențialul maxim. Da? V-am spus, de 2 ani și jumătate... Dar nu poți să vină DNA-ul, parchetul sau poliția, nu știu cine. Nu, trebuia să vină de mult. De mult trebuia să facă. 2013 trebuia finalizat. Păi nu, 2013 trebuia finalizat și cineva ar trebui să-i întrebe. Dom'le, din 2013, de când cetățeanul din Târgu Jiu plătește de 6 ori valoarea la apă și de 10 ori la canal, de ce nu le asigurați condițiile? De ce nu finalizați acest proiect? Eu, dacă o lună de zile întârzie un constructor o anumită lucrare... Îl penalizez pentru fiecare zi de întârziere. Lucrurile care nu s-au întâmplat la Aparegio. Dacă ne ascultă domnul sau ne urmărește domnul Traian Pătrășcu, chiar îl rog să intervine să explice situația concretă sau o altă sursă care ar putea fi folosită urgent, de urgență, și care nu e prinsă în vreun proiect cu vreo finanțare europeană sau locală. Încă un telefon. Acum, bună seara, sunteți în direct. Bună seara, sunteți în direct la Tele 3, emisiunea Dilemele Zilei. Dacă mai sunteți, că am înțeles că e telefonul cam de mult. Sau nu mai avem noi sunet aici în studio. Nu vorbește. Dacă păstrați legătura, vedeți, poate reușiți să comunicați și mă anunțați și pe mine în cască sau pe Messenger, dacă, sau cum vreți să mă anunțați, cu un porumbel, cu un bilet, cu un mesaj. Sau trimiteți pe cineva din stradă să mă anunțe. Sau legați un mesaj de o piatră și o aruncați aici. Să înțeleg că nu vom avea șanse dacă ne paște o nouă secetă. Nu, și asta e problema marilor așezări și micilor așezări. Problema apei va fi una care va conta în viitor. Eu mă aștept că într-o perioadă viitoare se va rezolva această problemă, dar v-am spus. Cât termen? 3-5 ani? Maxim 6 luni de zile. Problema apei? Da. Atât de repede? Da. Cine va rezolva? Viitoare conducere la Consiliul Județean. De la PNL sau cum? Dacă se de va la schimba o altă asta? Majoritate. Pentru că cei... Deci e o problemă politică? Cei din acest moment... Păi atâta timp cât Pătrășcoiu este membru PSD și conducerea la Consiliul Județean este PSD... Eu refuz să cred că o problemă atât de complicată și importantă pentru precum alimentarea cu apa unui oraș, important... Cel mai important din Gorj, poate, e tratată în felul ăsta. Refuz. De ce o refuz? Sincer, acum nu. Domnul Pătrășcoiu merge... A făcut, refuz să cred. Domnul Pătrășcoiu deci a făcut reviste. Rezolvată, nu prelungită. Păi nu, trebuie rezolvată, dar imediat. Urgent. Urgent. Ziceați că n-aveți... Cu Aparegio e problema blocată. La Consiliu ziceați că e pe linie politică, nu se poate colabora. Păi și poate să cineva să nu... poate cineva să nu vadă lucrul ăsta? O să vină nu știu cine va fi prefect, o să vină un prefect de la putere, să de dea undeva, Dumnezeu. De la cineva. Să dea Dumnezeu. Așa, da, sau o să rămână domnul, poate colaborați cu domnul Rujan, dacă mai rămâne. Noi vedem exact ce ne va oferi prefect, viața. 10 minute vă explic și eu, sau jumătate, sau o oră, sau două. Asta e problema. Cred că locuiești la Târgu Jiu, domnul Rujan. Eu sunt convins că da. Da. Poate stă la casă și nu are probleme cu apa. Deși și la casă. Și pe Bicaz. Și pe Bicaz au fost probleme cu apa, nu numai în Târgu Jiu, în zona de blocuri. E o problemă de urgență. Se izbucnesc epidemii, boli, e nevoie de apă, sunt copii, sunt sugari. Sunt sigur că și domnul prefect vede când se inundă acel cartier în perioadele ploioase. Sunt sigur că și domnul prefect vede că apar probleme legate de alimentarea cu apă în perioada de vară. Domne, când sunt sigur că e neplăcut să-ți intre apa în casă, dar... E bine că e, deși poate exagerez acum. În casă nu știu dacă cât e de bine, dar, să, după ce ai făcut investiții de miliarde... Când nu ai deloc miliarde... apă, e groaznic când nu ai deloc apă. N-ai ce să faci, ce să faci? La casă zici că sunt mulți oameni care și-au furat puțuri, fântâni. De ce oare nu scot la suprafață adevărul legat de această problemă? Se iese și cu un comunicat, se iese într-o emisiune, se spune, domnule, asta e problema. Am identificat-o, avem un termen de 6 luni de zile să remediem această situație. De ce nu ies? Dom'le, am înțeles că mai trebuie apă. Ok. Păi cum facem să mai aducem apă în oraș? Cum facem?
E atât de greu să faci treaba asta? Domnul Măruță, eu nu sunt specialist în... Că e un oraș de 70.000 sau cât au mai rămas. Eu nu sunt un specialist, sunt sigur că nici domnul Pătrășcu nu are nicio treabă cu apele. Domnule, dar trebuie să chem niște specialiști, să... Domnule, ce putem face? Păi asta e normal. Cum facem? Hai să rezolvăm. Asta să nu mai stea, bă, ăștia vără apă. E normal ceea ce spuneți. Să vină specialiști să spună, să-și dea un punct de vedere corect în privința acestor aspecte. Nu noi. Pentru că eu degeaba spun. Eu la momentul ăsta... Dar și consumator trebuie să ai un punct de vedere când plătești apa lună de lună. Păi ar trebui să-i întreb de fiecare dată. De ce nu am apă când îmi doresc? Așa cum este în toate orașele. De ce trebuie să am apă atunci când dorește apa regiu? V-a întrebat vreun primar din altă localitate? Mă întreabă foarte mult pentru că au fost subiect prezentat la nivel național. Sunt localități care în momentul de față au implementate 70-80% cel de-al doilea proiect cu finanțare europeană. Și vă dau exemplu Alba Iulia, da? Nu mă interesează pe mine. Poți să dăm drumul la apă așa, pe stradă. Dar nici pe mine nu mă interesează. Pe mine mă interesează să am apă în primul rând. Și pe mine mă interesează același lucru. Ce fac eu cu stația de epurare de cât era stația? 30 de milioane de euro, cât era? Nu știu, proiectul așa. Mare e 80 de milioane ce de euro. Ce pun eu în stația dacă eu n-am apă? Ce bag în ea? Logic, întrebarea logică. Populația scade, tu trebuie să ai amortizarea a costurilor. Când a început lucrarea erau cât? 80-90 de mii de locuitori. Cred că aici și... Acum sunt 70 de mii. Și DSP-ul și celelalte instituții ar trebui să facă toate verificările. Și Garda de Mediu și Agenția de Mediu, toate instituțiile ar trebui să lasă la o parte culoarea politică a directorului de la APA Regio și să facă verificările necesare pentru... aspectele semnalate. Să facă toate verificările de rigoare. Oricine e abilitat. Dar în același timp să declanșeze și o acțiune din asta de a rezolva problema. V-am spus, problema se poate rezolva de către societatea care administrează acest serviciu, domnul Măruță. Deci nu trebuie aștept, domnule, că vin fondurile. Nu mă interesează că vin. Păi nu, nu, nu. O soluție. Poate n-au prins un bazin domnul Măruță, acolo. Domnul Măruță, au 30%. Ei facturează poate 1000 de miliarde într-un an. 30% din asta e fondul de dezvoltare. Eu înțeles că soluția ar fi conducta de la Vâja, care e prinsă pe fonduri europene. Iar dacă e pe fonduri europene, înseamnă că stăm 7 ani după apă. Ați înțeles. Dar nu știu dacă asta este soluția. Dar nu știu dacă asta este soluția. Sunt mai multe puncte din care Târgu Jiu poate să aducă apă. Da? Și aici nu suntem la o emisiune de cancan să spun, domnule, eu cred asta sau celălalt crede alta. Trebuie să vină oamenii de specialitate să spună, domnule, asta este soluția. Asta este soluția și pentru faptul că am aruncat 80 de milioane de euro pe apa Sâmbetei. Astea sunt, astea trebuie văzute ce vom face și cum vor răspunde pentru toate aceste lucruri. Pentru că va veni momentul de contului în care apa Regio ca societate pe acțiuni s-ar putea să dea înapoi cele 80 de milioane de euro. De unde? Din bugetele locale ale autorităților care sunt astăzi asociate în această structură. De acolo se dau cei 80 de milioane de euro. Nu-i suportă statul român. Dumnezeu. Deci în afară de faptul că nu funcționează canalizarea și că nu avem o apă așa cum ar trebui să avem pentru perioada pe care o traversăm, s-ar putea într-o zi să și plătim despăgubiri pentru modul în care a fost implementat acest proiect. Dom'le, e posibil, deși eu mă îndoiesc că din 2013 nu s-a interesat nimeni de... Sau dacă s-a interesat, nu știu ce s-a întâmplat cu dosarea acelea. Știu că a fost unul și pe la DNA, parcă cu fostul director al APA Regio sau cum se chema cu Aterm sau cum s-a mai chemat în vremuri apuse. Problema este, asta e un aspect, să se deruleze și anchi verificări, anchi tot ce se poate derula, dar să se rezolve și problema pe termen scurt, Măruță, acum. Dacă ai un om într-o conducere... Că ziceați că în 6 luni se rezolvă. Cum se rezolvă? Păi nu, în 6 luni de zile trebuie găsită soluția de oameni competenți. A, că sunt alegeri și oameni se schimbă sau cum? Care la un moment dat trebuie să pună pe cineva care știe cu ce se mănâncă activitatea asta. Da? Dacă tu ai o problemă de foarte mult timp și ai acolo același director, căruia îi cere demisia marea majoritate a populației și primarul municipiului și alți primari, unii au și ieșit din asociere tocmai determinați de serviciile proaste pe care le oferă. De ce nu e decizia? Cine a ieșit din asociere? Domnule, să schimb. Din ce mi-aduc aminte, parcă Rovinariu la un moment dat și-a constituit societatea. Nu știu. Da, nu, că în sfârșit. Și Novaciu a declarat la un moment dat. Dar sunt și anumite... Au și serviciile companiei de apă. Unde. Dar, încă o dată, dacă sunt nemulțumit de activitatea unei societăți, nu considerați că și directorul este vinovat pentru ceea ce se întâmplă? Sau primul care este vinovat este directorul? De ce nu se ia o decizie la un moment dat?
Mai ales că omul ăsta nu-și pierde pâinea pentru copii. Are 70 de ani, e la o vârstă respectabilă, poate să meargă liniștit, să-și vadă de viața dânsului, dar să lase pe cineva competent care să găsească soluții. De 5 ani de zile așteptăm soluții de la domnul Pătrășcoiu și nu ne oferă nimeni. Permanent ni se spune același lucru și dumneavoastră și nouă la primărie. Și ziceți că domnul Cosmin Popescu nu ar fi interesat să rezolve problema asta? Păi și de ce nu rezolvă? Are consiliul de administrație, domnul Măruță. Are consiliul de administrație, are AGA, are tot ce îi trebuie, are toate, domnule, să ne sune, toate instrumentele în momentul de față. Domnul Traian Pătrășcoiu și domnul Cosmin Popescu, toți cei abilitați să rezolve. Și domnul prefect, pentru că e o problemă. Nu cred păi că nu, este o problemă și ca primar sunt îngrijorat de faptul că această problemă trenează. Nu așa cum spune, domnule, nu știu, apare Jiu, dar până la urmă Târgu Jiu rămâne o cetățenii. Și eu sesizez de fiecare dată, și scris, și verbal, atenționez pe toată lumea. Ce pot să fac altceva? Uite, vi se schimbă prefect, sau vine alt prefect, sau lucrați cu domnul Rujan. Domnul Rujan, uite, vă ridic o problemă pe care vă rog să o abordați. Problema nu este de ieri. Problema este de ani de zile. Păi da, e actuală. De ani de zile este, domnul Măruță. Păi începem de acum, asta e momentul zero. De ani de zile e această problemă cu alimentarea cu apă. Păi de pe vremea domnului Cârciumaru, de pe vremea domnului Ceaușescu, de pe vremea domnului Murea, nu știu de pe vremea cui. Și nu vi se pare că cineva trebuie tras la răspundere pentru ce se întâmplă? Mie mi se pare odios că în 30 de ani n-a rezolvat problema apei la Târgu Jiu. Nu, domnul Măruță, că sunt 80 de milioane de euro. Unde sunt banii? Nu știu, că banii s-au dus în canalizare, nu în sursele de apă, dacă nu știați. Și alimentarea cu apă. Unde scrie? Și alimentarea cu apă. Bazinele de acolo sunt făcute pe fonduri europene. Bazinele din dealul Târgului și tot acel sistem. Nu, mă refer la surse. De unde luăm apă? Păi nu bazinele de tratare a apei. Păi presupun că și sursele au fost prevăzute, de apă, domnul Măruță. Care sunt? Șușița Verde, domnul și care mai Măruță, sunt? Au fost exproprieri pe zona, Lelești, au fost exproprieri, au fost introduse conducte de alimentare. Acest proiect de 80 de milioane de euro n-a prevăzut doar canalizarea. A prevăzut și alimentarea municipiului Târgu Jiu. Cea mai mare parte s-a dus în canalizare. Adică trebuie să lămurească treaba asta. Cei din conducerea Paregio, încă un telefon. Bună seara, stați în direct. Bună seara dumneavoastră și domnului primar. Am urmărit emisiunea dumneavoastră. Eu cred că Apa Regio este clar răspunzătoare de alimentarea cu apă orașului. S-au mărit tarifele de nu știu câte ori și degeaba. Deci, practic, nu cred că este problema primăriei. Domnul primar are dreptate. Dar eu altă problemă am solicitat. Trebuie să se ocupe cineva de problema asta. Că, până la urmă, și primăria. Trebuie să ocupe cineva, dar să ocupe cine trebuie. Bun, în fine. Problema mea este de altă natură. E vorba de blocurile din strada Unirii vis-a-vis de liceul Tudor Vladimirescu și de acea canalizare care nu funcționează și tot se deversează în subsol. Eu aș vrea să întreb pe domnul primar dacă acea situație este prevăzută în proiectul ăla de 80 de milioane sau este o lucrare separată, pentru că cetățenii din zonă, vă spun cinstit, sunt pe bună dreptate nemulțumiți, fiindcă pe fiecare scară din blocurile respective este acel miros din subsol provenit de la canalizarea ineficientă. Eu știu că domnul primar a spus la un moment dat că are în vedere un proiect care să rezolve acea situație. L-aș ruga să ne spună dacă este vreo perspectivă sau care este soluția. Mulțumesc mult! Deci vorbim de canalizarea de pe Unirii. Sunt, acum nu știu exact, cred că telespectatorul peste drumul de Colegiul Național. Da, da, dacă e din spatele, băncii comerciale, dacă e în spatele băncii comerciale, acum acolo avem un proiect pentru realizarea unei canalizări menajere, chiar în zona din spatele băncii comerciale române. Da, știu zona. Canalele colectoare la momentul acesta sunt toate prinse la Apa Regio. Singurele canalizări, singurele reabilitări de canale unde le facem. Dar știu că primăria mai a prins câteva zone în cartiere. Uitați-vă Popa Șapcă. Popa Șapcă în momentul de față este prinsă. Zmârdanul Republicii este prins în canalizare. Teodor Aman este prins în canalizare primării municipiului Târgu Jiu. De acolo, că de ce au spuneți? Scris Teodor Aman fără H, dacă nu mă înșel. A, vorbiți de plăcuța pusă de... Stradală, da. Plăcuța pusă ok. Deci, canalizările din incintă, și v-am spus, am dat exemplu Popa Șapcă, am dat exemplu Zmârdan, am dat exemplu Republica, am dat exemplu Teodor Aman. Toate aceste canalizări sunt prinse pe bugetul municipiului Târgu Jiu. Așa cum am făcut în Olare, așa cum am făcut în Teilor, așa cum vom face în plopilor agriculturii în zona respectivă. Deci
zonele de incintă din interiorul cartierelor le realizăm pe bugetul local. Canalizarea colectoare, canalul colector pe bulevardele principale revin în sarcina societății Apareggio. Nu numai că da, le revin acele canale colectoare. Sunt trecute în acel proiect, megaproiect prezentat pe fonduri europene. 230 de milioane de euro. Sper ca telespectatorul dumneavoastră să poată să ajungă până la primăria municipiului Târgu Jiu, bulevardul Unirii, v-am spus. Depinde cum privim colegiul Tudor Vladimirescu. Dacă îl privim peste stradă, în spate, la Select. La zona Select acolo. Dacă e vorba de zona Select, putem să avem în vedere doar incinta de cartierului. Deci partea din spatele Selectului. Dar pe bulevardul principal, dacă problemele apar pe bulevardul principal cu racordurile de la blocuri, aia va fi o intervenție, sper eu, a societății Apareggio în anii următori. Nu știu, acum spune că se... Așa cum vedeți, Teodor Raman este prins în proiect, vă dați seama că n-ar fi o Teodor lucrare... Teodor Raman este legată de Omai, nu? De Omai. Și acolo dar pleacă... înlocuit? Ce spuneți? Pe Omai înlocuită canalizare. Păi nu, canalizarea de pe Omai nu este a noastră. Deci Apareggio. Deci vorbim de canalizările principale. Dar că Teodor Raman prinde tot acel cartier din spatele Palatului Copiilor. Da, avem niște telespectatori care ridică probleme punctuale. Până la urmă, vorbim serios de problema câinilor comunitari. E clar că în 4 luni nu va avea ce să facă domnul Tudor acolo. Se rezolvă sau nu cu padocul sau îl mutați în altă zonă? Vom vedea exact. Acolo se realizează un puz. După realizarea acestui puz, se face o consultare dacă publică cu cetățenii. Sigur. Se face o consultare publică cu cetățenii din acea zonă, voi fi extrem de transparent. Așa cum le-am promis acelor oameni din zona Bârsesc-Slobozia, va fi o consultare și o dezbatere publică pentru eventuala mutare a padocului din zona Cetului. Câți câini sunt estimativ pe străzi? De 500 de... Pe străzi, cred că sunt undeva la 100-150 de câini pe tot ce înseamnă raza municipiului Târgu Jiu, fără stăpân. Dar să nu uităm că avem 1500-1600 de câini în cele două locații în zona Cetului. E adevărat, una administrată de către SC Edilitara SA, cealaltă e administrată de către o asociație care ne-a ajutat enorm în anii trecuți și care sper să ne ajute și în anii următori. Da, avem încă un telefon. Bună seara, sunteți în direct. Bună seara și la mulți ani, domnule Mărută. Bună seara și la mulți ani, domnule primar. Bună seara, doamna consilieră. Doamna grădinară, bună seara. Da, bună seara. Și celor care vă urmăresc. Vă ascultăm, dacă aveți de făcut o observație. Sau... La problema câinilor comunitari. Aș avea rugămintea către domnul primar, atunci când va avea loc acea dezbatere cu locuitorii din zona Vârsești, să invite și locuitorii din zona Cerci și Romanești. Pentru că padocul acesta, când a fost adus de lâng din zona cimitir Pandurașul, nimeni nu a făcut o dezbatere pentru a întreba și locuitorii din acest cartier dacă sunt de acord cu padocul în actuala locație. Între timp, zona s-a dezvoltat. Știți bine, nu dau numele societăților, Raru și multe alte societăți care au... Dar e un centru comercial acolo, da. O zonă comercială, da. Pur și simplu, în afară de partea de zgomot, de aer poluat, de câini pe stradă, de câini hrăniți cu zgardă, de câini sterilizați și multe alte probleme. Din cauza acestui padoc, mai avem o problemă care mie mi se pare că face să stagneze rezolvarea. Așa. Se împlinesc în martie 2 ani de când o hotărâre de Consiliu a decis mutarea acestui padoc în zona Bârsești.
Nu am reușit timp de 2 ani să facem un PUS pentru acea zonă. Nu, evident. Eu am că o întrebare nu. Și o întrebare la care nu găsesc răspuns. De ce în primărie nu s-a putut face acel PUS? De ce de 2 ani nu putem face acel PUS? Și mă refer la faptul că, spre exemplu, dau un exemplu la întâmplare, pe zona Narcisilor, pe o suprafață foarte mare, de mii de metri, PUS-ul s-a făcut, cred că într-o lună sau două, și aprobat în decembrie anul trecut. Știu că se lucrează la PUS și vreau să atenționez, poate domnul primar știe, că la faza 1 a PUS-ului am observat o inadvertență. Adică terenul donat de la Farj primăriei figurează în actul de donație ca intravilan, iar în PUS-ul la care se lucrează, de 2 ani vă spun, figurează ca extravilan. Și n-aș vrea să ne trezim peste un an că datorită acestei inadvertențe o luăm de la capăt. O fi existat o hotărâre de Consiliu între timp privind cu privire la trecerea din extravilan, invers, de la, din intravilan în extravilan. Aici la, revenim la vechea problemă care se pare că nu-și găsește rezolvarea curând cu planul urbanistic general. Ar trebui în 2020. Da, da, eu știu termenul, dar deja sunt ani de zile de când lucrăm pe un pug vechi. Să știți că ne apropiem de pauza de publicitate, domnul primar, cred că și-a notat câteva idei ca să poată să răspundă după pauză. Asta ar fi legat de subiect. Mai sunt alte subiecte, dar nu vreau să monopolizez. Da. Aș vrea o explicație pentru PUS care trenează neexplicat de mult. Da, după pauza de publicitate, să vă știți, mulțumesc, pentru că n-am luat-o nici pe prima. Frumoasă. Da, mulțumesc, o seară bună în continuare. Luăm acum publicitate, ne revedem cu ultima parte a emisiunii noastre. Vă e dor de cozonacii rotofei ai bunicii, de plăcintele rumene și aburinde, de foietaje fragede și cornuri cu gem sau cremă de ciocolată? Prea complicat să vă pierdeți vremea la cuptor? Lăsați patiserii cu tradiție să vă răsfețe! La Patiseria Aida toate produsele sunt proaspăt coapte în fiecare zi. Aveți încredere că și copiii mănâncă ceva dulce, bun și proaspăt, nu congelat. Cei mai buni cozonaci și produse tradiționale românești, prăjituri gustoase, proaspete, cu frișcă naturală, la Patiseria Aida. Pentru comenzi, sunați la 0720 009 977 ori mergeți direct la Patiseria Aida din Târgu Jiu, Bulevardul Nicolae Titulescu, vis-a-vis de Liceul Pedagogic, în complex favorit din Piața Mică sau la punctele de vânzare din centrul orașului. Aida, patiserie cu multă pasiune. Dolce Vita, a doua pizza e gratis. Comanzi o pizza și mai primești încă una gratis, identică. La comenzile cu livrare la domiciliu, la o pizza comandată primești încă una gratis. Sau de ce nu, la două pizza comandate mai primești încă două gratis. Sau puteți alege în loc de pizza gratis un pet mare de Pepsi sau de bere. Câte pizza comandați, atâtea băuturi primiți. Telefon livrări 0253 221177 0353 401177 sau 0733 7 3 1 3 4 7 8 3 1. Dolce Vita, pizza pentru amândoi. Stați
Stația de epurare Târgu Jiu are suprafața de 40.000 de metri pătrați și poate deservi 107.000 locuitori. Pe linia apei se realizează tratarea apei uzate din punct de vedere mecanico-fizico-chimic cu ajutorul grătarelor areșidese, a mixerelor, pompelor și suplantelor și a bazinelor de îndepărtare a nisipului, grăsimilor, fosforului, nitraților și nitriților. Apoi, apa epurată trece printr-un acvariu cu pești pentru verificarea ei. În final, este transportată pe canal în Jiu. Stația de epurare nu deversează material fecaloid în Jiu. Apa curăță oamenii, iar noi curățăm apa. Profită de campania de toamnă și descoperă cele mai bune oferte din gama Husqvarna. Prețuri speciale la moto unealta 128R, la moto ferăstrăul 120 Mark II și la refulatorul manual 125 BVX. La cumpărarea unor anumite moto ferăstraie Husqvarna se oferă cadou o șină de ghidaj și un lanț Oregon. Reduceri de 1500 de lei la tractoarele Ryder R320X AVD și TC. În plus, până pe 15 decembrie, aduceți orice lanț sau șină de ghidaj uzate și veți primi reduceri la achiziționarea unei șine sau lanț Oregon. Raico vă așteaptă în rețeaua de magazine din Târgu Jiu, strada Victoriei, numărul 112, telefon 0253-210-736, Novaci, Piața Centrală, Târgu Cărbunești, strada Trandafirilor, Turceni, platforma termocentralei, Padeș, sat Apa Neagră și Motru, Calea Severinului. Raico, dealer autorizat Husqvarna. E al naiba de greu să fim cei mai buni. Enova Mechanics angajează personal cu cunoștințe în domeniul mecanic pentru formare ca operator pe mașini cu comandă numerică pentru frezare sau strunjire. De 15 ani în domeniul construcțiilor de mașini industriale automate, Enova Mechanics din Rovinari, parte a Enova Group, este o companie dinamică și orientată spre performanță, prezentă pe piețele internaționale. Datorită metodelor performante de lucru și a personalului specializat, reușim să oferim clienților componente și subansamble mecanice de înaltă calitate. Dezvoltarea continuă în scopul diversificării produselor și asigurarea de condiții de muncă optime, cu bune oportunități de dezvoltare profesională, fac parte din realitățile noastre. Construirea unei cariere durabile este un proces continuu în care ai nevoie de motivație, disciplină, tenacitate și un mediu propice, performant. Intră și tu în echipa Enova Mechanics și o să ai posibilitatea să devii un profesionist. CV-urile pot fi trimise la adresa e-mail office@enova-group.ro. Relații și la telefon 0724578248 sau 0721243233. Vrei să-ți deschizi un restaurant, un cafebar sau o rețea de catering? GM Proficuip îți ușurează munca. Alege echipamente profesionale, ambalaje, mobilier și multe alte produse pentru dotare și funcționare. Frigidere verticale, mese de lucru, chiuvete, hote, aparate de gogoș, vată de zahăr sau popcorn, dozatoare de suc, mașini de înghețată sau plite de clătite, noi și second hand la magazinul situat în Târgu Jiu pe strada Victoriei, numărul 332, telefon 0353 418 999 și 0784 111 212. Se asigură service și piese de schimb. În plus, vă puteți aproviziona cu diverse materii prime pentru produse de cofetărie și patiserie, dar și ambalaje pentru preparate în sistem catering. GM Proficuip, soluția rapidă pentru dotări profesionale de restaurant, de hoteluri, cafebaruri și catering. Salonul Barocco, locul unde visele tale devin inspirația noastră. Stilul, eleganța, pasiunea și profesionalismul sunt cuvintele ce caracterizează salonul de înfrumusețare Barocco din Târgu Jiu. Echipa Barocco este formată din specialiști ce te vor ajuta să găsești cele mai potrivite tunsori și coafiuri pentru tine. Serviciile manicură, pedicură și make-up, disponibile cu o gamă largă de culori și servicii personalizate. Serviciile de cosmetică te vor ajuta să-ți prelungești tinerețea cu tratamente faciale, remodelând corpul cu radiofrecvență facială și corporală și epilare definitivă cu un dispozitiv laser de ultimă generație. Masaj anticelulitic de relaxare, terapeutic și sportiv. Deținem propriile rețete secrete de frumusețe pe care le aplicăm fiecărui client. Pentru orașul Târgu Jiu, în funcție de dorința clientului, asigurăm transportul către salon. Barocco Târgu Jiu, strada Victoriei, centru, deasupra magazinului Total, vis-a-vis de complex Parâng și Romarta.
Stația de epurare Târgu Jiu are suprafața de 40.000 de metri pătrați și poate deservi 107.000 locuitori. Pe linia Nămolului se va realiza procesarea lui din punct de vedere mecanico-fizico-chimico-biologic cu ajutorul bazinelor de îngroșare, a pompelor și suflantelor, a echipamentelor de deshidratare de tip bandă și centrifugare, a fermentatoarelor și a instalațiilor de cogenerare. În urma procesării finale se va obține îngrășământ agricol, energie termică și electrică. Stația de epurare nu deversează material fecaloid în Jiu. Apa curăță oamenii, iar noi curățăm apa. Curățenia și ordinea costele nu sunt probleme de instinct, sunt chestiuni de educație. Trebuie să-ți cultivi gustul pentru ele. Asta din cine mai era panel? Benjamin. Israeli, fost prim-ministru. Englez, ce vrei? Auzi, Costele, dar tu știi ce parizări fac în greșești? Oh. Polaris. Împreună pentru un oraș curat. Am revenit la emisiunea Dilemele Zilei. Primarul Marcel Romanescu, primarul municipiului Târgu Jiu, invitat în această seară la emisiunea noastră. Vorbeam despre principalele probleme ale orașului, cum arată orașul acum, cum a fost în urmă cu 3 ani și ce ne așteaptă din iunie încolo la Târgu Jiu, cine va fi viitorul primar. Doamna consilier Grădinaru a pus niște întrebări punctuale. Mai este o întrebare care e similară, ce se întâmplă cu puzul orașului, tot în legătură cu ce întrebați și doamna Grădinaru. E vorba de pug. De pug. Dar aici știu că doamna consilier este foarte interesată de problemele cetățenilor din municipiul Târgu Jiu și da, este corect că în momentul în care vom face dezbaterea publică pentru puzul din zona Bârsești, să putem discuta și problema padocului din zona Cetului, pentru că așa cum posibil și nu e posibil, creăm o problemă anumită zonă, nu trebuie să ne gândim că rezolvăm o altă problemă într-o altă zonă. Eu asta și spuneam. Trebuie identificate anumite zone care nu afectează populația pentru crearea acestor centre din județul Gorj și inclusiv padocul din zona Cetului trebuie la un moment dat mutat. Dar atunci când a fost mutat, nu știu cum s-a făcut această translatare a lui din zona Pandura spre zona Cetului, dar nu știu dacă încercăm... o consultare nu știu, publică. Nu știu, la momentul acela nu eram nici măcar consilier și e foarte bine că doamna este interesată de această problemă. Pe de altă parte, nu rezolvăm o problemă într-o anumită zonă, creând o altă problemă într-o altă zonă a municipiului Târgu Jiu. Părerea mea în continuare este aceea că împreună Consiliul Local, Primăria Municipiului Târgu Jiu, Consiliul Județean, trebuie să identifice anumite zone nepopulate din județul Gorj, unde să se creeze aceste padocuri în care toate autoritățile publice locale să-și poată duce aceste animale fără stăpân, cu o contribuție normală venită din partea fiecarei autorități. Asta că va fi pe raza municipiului Târgu Jiu sau pe raza unei alte localități din județul Gorj, cred că soluția trebuie dată pe o colaborare mult mai bună pe care ar trebui să o avem cu Consiliul Județean și poate chiar cu instituția prefectului care ar trebui să fie instituția care asigură într-un fel echilibru între aceste entități. Mai avem un telefon. Bună seara, stați în direct. Bună seara, domnul Mărăță, bună seara, domnul primar Costi, mă numesc. Bună seara, domnul Costi. Mai devreme, intervenția doamnei consilieră, doamna Grădinaru, este pe bună dreptate, însă am o întrebare pentru, dacă ne ascultă, a zis doamna că va trebui o dezbatere publică, însă doamna Grădinaru, n-am văzut-o la nicio dezbatere publică pe diverse teme, ceva vitale, cum a fost astă vară. Ok, este binevenit o dezbatere pe tema padocului, însă anumiți consilieri locali ar trebui să fie mult mai activi. Mult mai activi și în privința padocului și în ce a zis și domnul primar mai devreme în privința apei din Târgu Jiu. Ce se va întâmpla peste o lună dacă nu plouă? Vedeți noastră cumva vreun consilier local din partea PSD-ului îngrijorat de acest fapt? Că peste o lună, dacă nu plouă, târgujenii nu vor avea apă? Ar fi ușor acum să dăm vina pe primar.
de să-l acuzăm pe primar. Pentru că primarul nu este președintele la APA Regio. Nu primarul conduce APA Regio. Și mi-a plăcut, v-a adus argumentele exacte ce poate să facă primăria și ce nu poate să facă primăria. Există oare prin Consiliul Local vreun consilier PSD cu puține norme de cunoștință care să facă ceva în această privință? Da, acum dumneavoastră puneți o întrebare ori e retorică, ori nu o adresați în locul potrivit, pentru că nu are cine să vă răspundă. Vreme ați spus că trebuie găsit o soluție. Asta spunem și eu, domnule, că e politică, nu e okay, politică, okay, nu e în atribuțiile primării. Nu, tot e politic. Dar trebuie găsit. Ok, așa este, tot trebuie este găsit. Politic. Asta vară pentru că telespectatorul dumneavoastră aducea la în atenția opiniei publice un subiect. Asta vară au fost două dezbateri la teatru din Târgu Jiu pe această problemă. Știți cine a fost singurul reprezentant ala unei autorități, ale unei instituții sau o APA Regio care a fost prezent? Domnul Cristi Pasti. Singurul. La teatru din Târgu Jiu au fost invitate autoritățile județene, instituția prefectului, cetățenii să vină să dezbatem această problemă a lipsei apei și a situațiilor care apar în Târgu Jiu determinate de ceea ce face APA Regio. O singură persoană s-a prezentat în acea sală. Domnul consilier Pasti. În rest, nimeni, viceprimari, consilier local, nimeni n-a avut puterea să vină în acea sală și să spună, domnule, părerea mea ar fi că ar trebui să facem în felul următor. Nu se poate. Nu se poate permanent să dai vina pe o autoritate în condițiile în care știi foarte bine că tu, ca Partid Social Democrat, ai susținut și susții permanent aceeași persoană în funcția de director la APA Regio. Nu se poate așa ceva. Da, domnul Trestea, că mai aveți. Nu aș mai avea nimic de spus decât că dumneavoastră, domnule primar, în acele ședințe le aduceți la cunoștință consilierilor la toate partidele politice, în special din cei PSD, că sunt plătiți acolo din banii noștri ai Târgu Jiuienilor. Și ar trebui să fie toți implicați în toate aceste dezbateri publice pentru a aduce un beneficiu Târgu Jiului. Nu a unor anumite persoane. Pentru a aduce un beneficiu oamenilor din Târgu Jiu, comunității. Pentru că de-aia sunt plătiți, de-aia au fost aleși să ne reprezinte. Niciun consilier PSD, sau mă rog, cealaltă alianță, nu a ieșit de astă vară să spună ceva, da, APA Regio nu are soluțiile pentru a dezvolta rețeaua de apă sau să facă ceva. Ar fi fost culmea să se opună la deciziile domnului Pătrășcoiu, care făcea parte tot din aceeași formațiune. Ar fi fost culmea, pentru că la ei există niște reguli foarte bine stabilite. Ai comentat împotriva unui director pus de Partidul Social Democrat, da. Pleci acasă. Ei, da, dar nu e chiar la toată lumea valabil. Cine a comentat? Domnul Pasti a mai comentat, domnul Prunariu a mai comentat. Nu mă refer. Mă refer la cei care sunt implicați în momentul de față politic. Nu, domnul Prunariu este director la CSM, la Clubul Pandurii. A mai spus câteodată câteva lucruri. Nu i-a fost foarte cald. Nu chiar toți. Eu sunt convins că nu i-a fost foarte cald prin declarațiile pe care le-a făcut. Da, vă ascultăm dacă mai aveți... Nu, atâta. O seară frumoasă vă doresc și numai bine. La fel și dumneavoastră, vorbeam de Pug până la urmă. Ce se mai întâmplă cu Pugul acesta? Pugul, înainte de sărbători, când foarte mulți dintre consilieri se gândeau la sărbătorile de Crăciun și de Anul Nou, am avut o întâlnire cu Asociația Oamenilor de Afaceri, cea care a solicitat o întâlnire cu domnul Meiță, cu cel care se ocupă de realizarea Pugului din Târgu Jiu, iar pe data de 28 ianuarie vom avea o nouă întâlnire cu societatea care se ocupă de realizarea Pugului. Vor fi dezbateri publice, dar am considerat că până la introducerea în ședința de Consiliu Local este normal ca să facem astfel de întâlniri cu oamenii care într-un fel doresc să dezvolte acest oraș într-un anumit sens. A fost o solicitare venită din partea oamenilor de afaceri din municipiul Târgu Jiu și am luat legătura cu societatea care se ocupă de realizarea Pugului, deschis, transparent, a venit și le-a prezentat situația în care se află în acest moment Pugul. În mare parte el este realizat, dar nu-l vom pune în operă decât în momentul în care toate problemele de pe raza municipiului Târgu Jiu
vor fi rezolvate. Nu toate, în mare parte, pentru că niciodată un pug nu va rezolva problema tuturor cetățenilor din municipiul Târgu Jiu. Este o problemă care a fost dezbătută la finalul anului trecut, a fost în atenția opiniei publice, ce legată de delegarea atribuțiilor către doamna consilier din primărie. Care este explicația dumneavoastră, dacă considerați că s-a procedat legal? Analizăm adresa înaintată de către instituția prefectului. Este un punct de vedere. Până la urmă, al prefectului. Instituția prefectului nu este legea în România. Da? Legea este interpretată și când am emis acele dispoziții, am avut în spatele emiterii acestor dispoziții semnăturile unor oameni de specialitate și de foarte bună calitate. L-ați consultat pe domnul secretar? Inclusiv domnul secretar. E normal că domnul secretar nu l-am consultat. Domnul secretar este cel care semnează de legalitate orice dispoziție pe care o emite primarul municipiului Târgu Jiu. Și din acest punct de vedere, noi avem un punct de vedere, am văzut și ceea ce ne-a înaintat instituția prefectului și vom veni cu clarificări în perioada imediat următoare. Există pericolul anulării unor acte? Astea sunt tabelate activități pe care, anumite, pe care le pot scoate domnul Popescu, l-am avut în emisiune și sugera și varianta asta. Domnul Măruț. Domnul viceprimar. Domnul Popescu poate nu știe ce vorbește, dar în rest eu ca om îl pot aprecia. Însă niciodată un act nu poate produce decât efecte după, niciun caz efecte anterioare. Pentru că noi, după ce am emis dispoziția respectivă, am înaintat-o instituției prefectului. Prefectul s-a pronunțat, ne-a adus ne-a prezentat o anumită situație așa cum o consideră instituția prefectului și vedem exact ce avem de făcut. Dar emiterea unei dispoziții nu este un act de voință doar al primarului. Întotdeauna mă consult cu oamenii de specialitate din cadrul primăriei, iar cei care au semnat sau contrasemnat acel document sunt oameni de foarte, foarte bună calitate din primăria municipiului Târgu Jiu. Deci nu se pune problema vreodată să dau informații de genul ăsta, domnule, se anulează documente. Este exclusă o astfel de variantă. Instituția prefectului, la un moment dat, poate accepta justificarea noastră sau poate la un moment dat ne gândim să modificăm acea dispoziție într-o anumită formă sau, dacă nu e de acord cu ceea ce facem noi, poate ataca în instanță dispoziția și din momentul acela dispoziția își suspende efectele. Deci asta se poate întâmpla. În niciun caz nu poate produce efecte retroactive. Deci, practic, luați în considerare și varianta asta. Care variantă? Că n-ar fi fost emisă în condițiile de legalitate. Eu iau varianta doar emiterii în condiții de legalitate. S-ar putea să ne fi scăpat anumite aspecte pe care ulterior putem venim ca și modificare la vechea dispoziție. Credeți că se va putea ajunge și la o cercetare, anchetă? Pentru ce? Pentru ce să... E o dispoziție, este un act administrativ, domnul Măruță. Astea sunt supoziții ale celor care provin din Partidul Social Democrat sau ale celor care susțin Partidul Social Democrat. Eu nu aparțin guvernului Dăncilă. Da? Eu sunt primar ales de către cetățenii municipiului Târgu Jiu. Faptul că mi-am delegat o parte dintre atribuțiile mele, lucrul acesta este în continuare prevăzut în lege. Nu am fost pus primar de doamna Dăncilă. Eu am fost mandatat să conduc municipiul Târgu Jiu de către cele 12.000 de persoane care m-au susținut în 2017. Nu de Dăncilă, nici de Dragnea, nici de altcineva. Și voi respecta legea când voi fi în primăria municipiului Târgu Jiu. Aveți o listă de consilieri, de propuneri pentru iunie? Sigur. Va fi o listă, și eu zic, o listă foarte bună. O listă care să-i poate determina pe cetățenii municipiului Târgu Jiu în alegerile din 2020 să nu voteze doar primarul, ci să voteze și o listă de Consiliu susținut de Partidul Național Liberal. Asta este dorința mea. Pentru că am văzut exact ceea ce s-a întâmplat în 2 ani și jumătate. Deși și-au dorit schimbarea, au dorit venirea mea pe funcția de primar, ulterior au văzut exact care sunt problemele care apar într-o relație tensionată între primar și Consiliul Local, determinată de modul în care a lucrat acest Consiliu Local în 2 ani și jumătate. Și de aceea voi veni cu o listă foarte, foarte bună, cu oameni profesioniști, cu oameni cu o imagine
care nu poate ridica semne de întrebare și cred că voi câștiga alegerile viitoare și împreună cu lista de consilieri și cu Partidul Național Liberal, pe care m-am bazat și mă voi baza în continuare. Aveți propuneri și pentru viceprimari? E normal, în condițiile în care voi realiza majoritatea în Consiliul Local, voi avea și posibilitatea să-mi propun cei doi Câți viceprimari. dintre actualii consilieri nu se vor mai regăsi pe lista din vară? E prematur, nu vreau să comentez. O parte dintre ei, în momentul de față, ocupă alte funcții, alții nu-și mai doresc să fie pe lista de Consiliu Local, poate alții vor ocupa în viitor funcții în instituțiile statului, dar eu sunt mulțumit de colaborarea pe care am avut-o cu consilierii Partidului Național Liberal și cred că o parte dintre ei se vor regăsi și pe viitoarea listă. Da, este o persoană care sună de pe un număr cu mulți de trei. I-am trimis trei mesaje în care îi spun că poate să sune pe fix dacă dorește să vorbească cu noi în emisiunea aceasta. Nu dorește, probabil că dorește doar să mă blocheze pe mine în comunicarea cu regia. Nu e niciun fel de problemă, am și cască să ducem emisiunea la bun sfârșit. Chiar e un număr de fix la care se poate suna, nu e niciun fel de problemă. Numărul pe care mă sună este numărul de SMS, deși scrie și acolo pe ecran acest lucru. Domnule primar, vă preocupă, vă deranjează, vă îngrijorează că cei de la PSD nu mai anunță candidatul? Ar putea să fie o surpriză să vă Nu, prindă pe picior greșit nu mă în campanie? poate, nu mă poate îngrijora acest aspect. Ba dimpotrivă. Strategia Partidului Social Democrat este aceea, poate, de a anunța candidatul exact în perioada de campanie electorală. Nu știm ce gândesc cei de la Partidul Social Democrat. Pentru mine este un lucru foarte bun. A Poate au o fost surpriză pe vehiculată? care o pot pregăti alegătorilor din Târgu Jiu. Pe A mine mă fost, interesează da. ceea ce fac eu și ceea ce face echipa pe care o conduc. În rest, sunt mai Considerați că puțin mai meritați un interesat. mandat după ce ați făcut în ultimii 3 ani la Târgu Jiu? Eu am spus un lucru. Eu îmi doresc pentru finalizarea proiectelor depuse și contractate în această perioadă a primului meu mandat de 3 ani de zile, mai doresc doar un mandat de 4 ani de zile. După 4 ani de zile putem discuta, ținând cont de faptul că n-am avut un mandat de 4 ani, măcar un mandat complet. Putem discuta și cetățenii pot să spună părerea despre modul în care mi-am desfășurat activitatea în cei 7 ani de mandat. E puțin. În momentul în care vrei să demarezi proiecte și în momentul în care vrei să pui în aplicare, în operă, proiectele pe care le-ai demarat, e puțin. E destul de redus această perioadă de 3 ani. Știți foarte bine că doar ca să poți depune și să semnezi un contract, așa cum s-a întâmplat în perioada trecută, îți ia câteodată 2-3 ani de zile, cel puțin mă refer la proiectele pe finanțare europeană. Astăzi, Târgu Jiu, astăzi putem discuta, pentru că suntem la început de an, Târgu Jiu are semnate proiecte de 60 de milioane de euro pe finanțare europeană, proiecte foarte importante pentru municipalitate și pot să le garantez cetățenilor municipiului Târgu Jiu că odată implementate aceste 60 de milioane de euro, Târgu Jiu își va schimba în totalitate fața în privința modului în cum va arăta din 2024 încolo. După Ce, da. 2024 pot să plec liniștit la catedră sau într-o altă funcție, fără niciun fel de regret pentru cei 7 ani de O mandat. să vedem cum arată orașul, să vedem dacă o să aibă apă orașul în perioadele cu secetă. Vă treceți rezolva probleme apei Domnul între promisiunile electorale Măruță, nu sau o să nu? mi-o trec Nu? ca rezolvare, nu, o să o treacă Partidul Național Liberal ca entitate. Pentru că am încercat și încerc să le explic cetățenilor care ne urmăresc că nu este o problemă care depinde în mod direct de primarul unui municipiu, indiferent cum se numește el, că se numește Marcel Romanescu E sau adevărat va că fi trebuie să vă implicați altcineva. să o rezolvați, Nu, domnul Măruță, chiar dacă nu e în eu m-am fișa postului. implicat. Din păcate, în momentul de față, se folosesc foarte mulți bani în piața din Gorj pentru discreditarea primarului Marcel Romanescu, tocmai pentru această implicare. Da, mai avem un telefon, știu că sună în continuare și pe numărul de SMS. Bună seara, sunteți în direct. Bună seara! Bună seara. Două întrebări pentru două primari. Vă rog, foarte scurt. Două primari, domnule, cum vă explicați ca din 9 mai, de la 45,
și până la gară și de la ce până la Tucin nu există un chioșc de ziare, bădă. Domnul, chioșc de ziare nu există. Nu se poate în anul 2020 să le ai un chioșc de ziare. Poate se poate rezolva cumva. Și a doua întrebare, ne spui din nou când este casa, Casa de Cultură, când, când? Că din 2016 știu că ați promis la Teatru de Vară că e gata Casa de Cultură, nu la Elvira Godeanu, nu este gata. Când? Și mai am o întrebare și închei. Vă rog. Ați mai fost la emisiune, ați promis ceva, nu s-a pogândit cu brazul, domne, cu brazul ăla de Crăciun, brazul ăla de un loc care s-a cheltuit pe el 1000 de euro. De ce s-a închis acolo și nu răspunde nimeni pentru el? Am încheiat, poate dați un răspuns. Da, o seară bună să aveți. O să dau răspunsuri scurte, pentru că așa mi se pare normal să răspund, da, scurt. Pe final, da. La chioșcul de ziare, în momentul de față, activitatea asta nu poate să o desfășoare Primăria Municipiului Târgu Jiu. Dacă vreo societate care se ocupă de difuzarea presei în municipiul Târgu Jiu va solicita la un moment dat amplasarea unui chioșc de ziare, indiferent în ce zonă, în condițiile legii îi vom da această posibilitate. Nu Primăria Municipiului Târgu Jiu se ocupă de distribuirea ziarelor în municipiul Târgu Jiu. Legată de Casa de Cultură, nu mi-aduc aminte în 2016 pentru că eu am candidat în 2017, dar în sfârșit, legat de Casa de Cultură, în comparație cu ceilalți sau cu perioada anterioară, sunt primul primar al municipiului Târgu Jiu care a achiziționat ceva. Casa de Cultură. Sunt, în momentul de față, Casa de Cultură ne aparține, iar în perioada următoare avem garanția necesară de la Ministerul Dezvoltării, proiectul este și depus la Compania Națională de Investiții, că vom primi cele 180 de miliarde pentru reabilitarea în totalitate a Casei de Cultură. Deci asta este o veste bună primită în luna decembrie de la nivelul Ministerului Dezvoltării. Când începe lucrările? Anul ăsta? Anul în acest an. Legat de bradul de Crăciun, nu știu dacă problema este dacă nu l-am instalat sau dacă nu răspund, pentru că a fost achiziționat cu o sumă foarte mare, cel puțin așa am înțeles de la telespectatorul dumneavoastră. Domnule telespectator, nu l-am achiziționat eu, iar dacă l-a achiziționat cineva și există anumite semne de întrebare asupra prețului stabilit de 100.000 de euro, entitățile statului pot să stabilească dacă a fost un preț mare sau un preț mai mic. Mai puțin eu, în calitate de primar, pot să stabilez valoarea acestui brad de Crăciun. E adevărat că de 2 ani de zile, după discuțiile avute cu foarte mulți dintre cetățenii municipiului Târgu Jiu, m-am hotărât să instalez în piața centrală a municipiului Târgu Jiu un brad natural, care a avut costuri de 1000 de euro. Deci astea sunt costurile pe care le-am avut cu acest brad de Crăciun instalat în piața prefecturii. Da, mă rog, Luis Popa trimite un punct de vedere. Dacă vrei să meargă treaba într-un oraș, tu cum ești o listă cu țăștii care vor să candideze la primărie și delegă la fiecare să ocupe de ceva. Mă rog, dacă obțin posturi de consilier, probabil, după alegeri, drumuri, cultură, învățământ, investitori și așa mai departe, să nu scape de promisiunile, de îndeplinirea promisiunilor pe care le-au lansat. E greu cu promisiunile în politică. Singurul lucru cert, după părerea mea, este că politicienii sunt precum Pampers și trebuie schimbați cât mai des. Ne transmite o doamnă o întrebare, o problemă fără rezolvare, se pare, în zona Aleia Smârdan. Sunt cetățeni care au 3-4 mașini și ocupă toate locurile de parcare, foarte puține la număr. Alții cu o singură mașină au rămas fără locuri de parcare. Întreabă, nu. Deci, în momentul de față, pe toate cartierele municipiului Târgu Jiu, repartizate pe perioada mea sau în perioada imediat următoare, nu știu dacă sunt repartizate criteriu, pe aia, dacă n-au fost repartizate, vor fi repartizate. Se discută în primul rând de vechimea apartamentului și de un singur loc de parcare în condițiile în care există mai multe solicitări decât numărul de locuri de parcare alocat. Deci asta a fost condiția. N-am avut până în momentul de față niciun fel de sesizare în privința acestor aspecte. Au mai fost sesizări în privința modului în care
s-au repartizat ordinea în care s-a repartizat. Pe simultan. Dacă nu sunt repartizate, se poate face o solicitare din partea Asociației de Proprietari în urma identificării numărului de locuri, însă trebuie să vă spun că dacă locurile de parcare disponibile sunt cel mult la jumătate din numărul solicitărilor, nu este normal să facă această repartiție, pentru că ceilalți care nu vor găsi un loc de parcare, nu vor avea un loc de parcare repartizat, nu vor mai putea intra în acea zonă. Și de aceea, acolo unde numărul de cereri este de două ori mai mare decât numărul de locuri, am preferat ca să existe o înțelegere între cetățeni și să nu fac aceste repartiții. Da, iată, am ajuns și la finalul emisiunii, deși mai sunt cetățeni care doreau să mai intre prin telefon cu noi. Și rămâne să mai întâlnim și în emisiunile viitoare. Abia am început anul, nu uitați, cu siguranță viața politică va fi una interesantă în următoarele luni, pentru că ne așteaptă peste 4 luni și ceva chiar campania electorală, debutul campaniei electorale. O să auziți aici, chiar și aici la Tele 3, promisiuni din partea candidaților la postul de primar, la posturile de primar, la cele de consilieri județeni și locali. Chiar trebuie să găsim o soluție ca toți să se țină de promisiunile pe care le lansează și să nu le tot repete din patru în patru în primar. Mulțumesc pentru participare și pentru că ați răspuns la întrebările mele și ale telespectatorilor. Aștept și în alte emisiuni. Rămâneți dumneavoastră cu Tele 3. Toate cele bune!